Lidl pregătește surprizele din cooking show-ul tău preferat. Simpaticilor, bună seara! Bună seara, Gina! Ce faceți, măi? Te-am venit la Șef la Cuțite să ne arătăm alte talente de data asta. Noi am mai fost la Șef la Cuțite, la ediția specială Titan la Cuțite, unde era mai în elementul nostru sau era mai în elementul meu, pentru că mâncam acolo, nu era de gătit. Aici nu mâncăm noi, nu? Deci nu, noi doar gătim pentru alții. Cum se numește preparatul vostru, că-s curioasă? Preparatul nostru se numește paste filipgineze. Filipgine. Pentru că tot am fost în Filipine, în Asia Express, și nouă îmi place foarte mult ginul, bem foarte mult gin. O să facem și aici pentru tine și pentru Da, vreau, mă abonez și la un pahar. Încercăm să facem noi pastele. Am venit cu mașină de paste la noi, vom face pastele de la set. Ideea e că noi ne-am făcut temele, pentru că eu m-am mai uitat la Șef la Cuțite și am văzut că de obicei când cineva gătește paste, este întrebat, ai făcut tu pastele? Și noi vrem să răspundem, da, noi le-am făcut, așa că o să facem pastele de la zero. Cred că mai degrabă Alex, el așa, pare genul așa. Care... Ai intuiția bună, mai mult nu? Alex, da. Da. Și ce am făcut, adică diferit, m-am gândit cum aș putea să aduc ceva din ceea ce fac eu în platoul vostru și îți spun sincer că am venit cu kitul de make-up la mine, așa, mai mult de atât nu-ți spun. Dar am toată geanta cu mine și o să vezi ce se va întâmpla cu eu lucrurile alea. Eu am cărat așa că... Ca să înțelegi cât de obsedat și de psihopat sunt, am cărat după mine farfurile de acasă, pentru că am o obsesie de a avea paharele potrivite și farfurile potrivite pentru absolut orice fel de mâncare. Și dacă eu se folosesc de toate ingredientele astea ca să iasă mâncarea bună, eu o să mă folosesc de toate resursele pe care le am să nu cedez nervos. Băi, eu am venit cu tot ce ține de ustensile posibile, de la kiturile pe care le am în mod normal pentru ingrediente până la trafales de genul ăsta, așa că o să ne distrăm cumva. Am adus niște pahare, am adus același drink pe care îl facem pentru noi, îl vom face și pentru ei. Boboș de trandafir, mi-a adus un prieten din bazar din Istanbul, semințe de tonka. O să vedeți ce se întâmplă. Suntem foarte curioși. După ce i-am lăsat suficient cât să-și asorteze gusturile și culorile după propriile standarde și tendințe, suntem gata să le dăm întâietate celor doi băieți descurcăreți în Asia. Să vedem cum se descurcă cu gătitul. Noi facem paste filipgineze, niște paste care au decoct de creveți în compoziție. Voi folosi ginul în paste, pentru că e un element care nouă ne place foarte mult și atunci m-am gândit că ar fi cool să-l integrez. Mă folosesc de unt, mă folosesc de puțin usturoi. O să folosesc cardamom, de exemplu, care e un ingredient foarte rar folosit în sosurile de paste. Diferite tipuri de piper, pentru că o altă pasiune a mea în ceea ce privește mâncarea este să descoper piper oriunde pe globul ăsta. Asta e un piper indonezian pe care l-am adus. Nu din Asia Express. Nu din Asia Express, din altă zonă. Și am nevoie de el tocmai ca să dau foarte, foarte puțin flavor creveților. Sunt ingrediente pe care eu le-am cules de peste tot de prin lumea asta și cred că va fi ceva special. Pun la uscat pastele pe care le-am făcut cu toată truda mea. Zici că șosetele spălate în Asia Express cu apa de pe acoperiș de pe burlan. Nu mai zi așa, că este mâncarea pe care o gătim amândoi, este numele nostru, amândurora. Băiatule. Gata. Platingul va juca un rol extrem de important în felul pe care îl gătim, pentru că aici îmi voi introduce cumva atributele de artist în scenă și o să vedeți ce am pregătit. E doar o farfurie la care mă ustură ochii, ceva ieșit din comun, nici nu pot să stau, deci nu știu cum... Aici e elementul surpriză al poveștii. Ba da, dar să fac. Bucătăria e cu siguranță artă, din toate punctele de vedere, pentru că am avut șansa să mănânc în restaurante pe care nu dădeam 2 bani și chiar în Asia Express mi s-a întâmplat să mă opresc la colț de stradă să mănânc o mâncare la care încă visez și în momentul ăsta. Și în egală măsură am fost în restaurante extrem de scumpe care nu m-au satisfăcut de plin. Ai nevoie doar de gălbenuș, nu? Ridică și mie nenorocirea asta, te rog că mă arde dracu pasta. Eu sper să le placă, indiferent că își dau seama că suntem noi sau nu, să le placă preparatul, că până la urmă asta contează. Să fie pastele bune, să le placă cum arată farfuria, să le placă tot. Hai, gata. Nu pot să merg cu scursurile astea, stai puțin. Pentru mine o să fie foarte ok, pentru că eu nu o să pun atât de mult suflet în această emisiune cum am pus în Asia Express. De reacția ta sunt curios, cum o să reacționez și nu o să vă-ți comenteze preparatul. Dar siguranță va fi de la ceapă și de la usturoi, nu va fi de la restul. Ca să nu ne dezicem de la felul nostru de a apărea în Asia Express, sunt 90% convins că vom primi 3 cuțite din 3, așa că hai să vedem ce se va întâmpla. Sunt decent? Cheleși puțin la frunze, dar ce să-ți fac acum? Acum după un desert, cred că ar intra bine. Pastramă cu mămăligă.
un somn, vreau să zic. Dar e ok. Rămânem aici pe un pastram. Un somn, da, un somn prăjit. Da. Mamă, îmi bate inima. Ține-mă, mă, lângă că țin mușchi. Îmi bate inima de zici că... Mamă, tu mai ținite când am fost de pe scaunele astea? Mamă, ia costurii. Serios? Era ceva costuroi care nu-i place cuiva. Opa! 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 Ia uite, băi! Deci, cum ți-ar spunea, un plutul de sânge. Bă, ce-a zis, băi, că nu merge frișca pe chestii sărate? Uite-mă că ai frișca ăla. Gusto. Ia, stai așa. Stai așa, astea-s pahare de gin. Mamă, de ce-mi bate inima de nu mai pot. Băi, așa o opulență. Ce jurizăm acum, că nu mai știu. La ce-mi plouă în gură mai tare? E un gin. De ce nu zici nimic? Că tu l-ai făcut, de ani zi. Bă, dar are fol? De aici. Da. Serios, are? Da, 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 da. Nu-l simți de la gheață. E o șmecherie. De la barmanii buni, când se răcește bine de tot băutura, nu se mai simt alcoolul deloc. Da? Ce ziceai tu, mă, că nu merge ce? Nu, voi ziceați. Care frișcă, că nu e frișcă. Acum s-a prins, că nu e frișcă. Arată ca o frișcă. Arată, dar nu e. E doar frișcă. E doar o spumă de brânză foarte interesantă. Stai, mă, că mai am de jurizat la asta. Stai, mă, să mă jurizăm. Hai, nu, hai mai jurizăm un pic la asta. Bă, dacă am primit, jurizăm tot, bă, ce primim. Da. Pe farfurie ăla roșie este o dulceață de ardei, uite, cu spaghete. Cu spumă de brânză și caviar, băi, mult caviar. Băi, mâncați acum icre negre, că uite acum vine sezonul nou și nu știu ce o să mai avem pe farfurii. Bă, măcar am atins-o pe asta cu opulența, pe asta am bifat, e checked. Mam, uite, în mod normal aș zice, mă deranjează smântâna din paste, știi? Și te deranjeze, mă, iarăși cu deranjul? Păi asta zic, în combinația de gust nu merge, oricum. Nu merge combinația. Bă, dar mai are ceva de sub, deci... Mai are ceva în pahar, fii atent. Gata, am vorbit despre mâncare. Gata, am vorbit despre mâncare. Uite, mă, am găsit ceva în pahar. Ce-ai trei găsit? Cuvinte. Ce e? Ce, mă, tonca? Da, tonca. Tonca. Am scos trei cuvinte. Și băi, patru au fost gin. Da. Eu știu cine a gătit. Mamă, jur, știu cine a gătit. Cine a gătit? Gina. Gina, mă, că ne-a dat gin. Ba, n-a fost Gina Ginesa. Cum e barman de meserie 100%. Barman, că după băutură și după combinațiile barman de gust și de pe aici și aia, e pe nou așa, știi? Bă, ideea să le dăm gino a fost bună. Și pahară, sunt alea frumoase. Da, mișto. Na, că în astea expres n-ai avut tipul ăsta de emoții. N-am avut, ce? Creveții cu dulceață în plăc. Nu e băiat de fată, jur. Cu vreun pictor așa, că dă bine cu pensula. Uite. Alo, bună seara. Ce faceți, mă? Hello, guys. Ne-a fost băi, tot de bine. Salut. Salut, salut, salut. Ce faceți, dragilor? Bine. Bă, dar băi, ce șurți ai. A venit vara și am zis să... Da, ne-am gândit că e nevoie și de puțină decență. Știi, am zis, uite aici o, da, o liană din... Băi, trebuia să-mi dau seama de la gin. Salut. Exact. Trebuia să-ți dai seama de la gin. Nu, pe, deci niciodată nu-mi trecea prin cap că o să fiți voi. Să știi că ginul a fost un ingredient de bază, a fost și în paste și serios? În toate celelalte mixuri. Da, acum hai să vă întreb o chestie. Cine a făcut gin? Eu. Deci băi, dacă primim cuțitul adică pentru gin... Adică ăsta este ginul nostru, e cel de toate senzațional zilele? Sau... Ginul nostru cel de toate zilele. Da, da, exact. Deci ăsta e senzațional, ginul. Și pastele? Pastele le-am făcut. Serios? Ați făcut pastele da, aici? Totul e de la A la Z făcut. Alex, pe bune? Vorbesc foarte serios. Băi, ce-i cu voi? Băi, uite! Așa, surpriză! A trebuit să facem figură bună aici la tine. N-aveam cum să ne prezentăm așa, cu un sandwich. Băi, e clară treaba că voi luați lucrurile în serios, faceți echipă bună până și în bucătărie. Bravo, băi! Și la bar. Radu! Senzație. Am băut și noi unul în spate. Acum avem în portofoliu cam vreo 60-70 de rețete de gin. Deci serios? Nu e glumă. Ne cerem scuze că la o emisiune de mâncare vorbim despre băutură, dar se completează una și alta, e ok. Mai am vrut să fie contrapunct ginul. În principiu cu pastele niciodată nu te gândești că ginul ar putea fi. Nu, da, aici să știi că merg foarte bine împreună. Adică... Și un indiciu pentru Sorin să se prindă că suntem noi, da. Băi, nu. Un alt indiciu să știi că a fost dulceața asta pe care n-ați prea iubit-o voi pe farfurii pentru că știm că nu-ți place picantul și ne-am gândit cum aș putea să introduc tot picantul din Asia într-un astfel de dish. Nu m-am gândit niciodată.
Băi, dar cum am fost în Asia? Păi până acum a fost aventura vieții exact, noastre, adică cum zice că ne-ați văzut cumva de departe treaba asta, să știi. Înseamnă că nu știți ce vă așteaptă mai departe la șef la cuțite. Eu am avut emoții aici în spate, aveam emoții ca atunci când eram noi toți la Gina, la care un Asia Express îmi bătea inima super tare. E o farfurie foarte deșteaptă, adică chiar foarte deșteaptă. E pretențioasă, adică îți trebuie o pretenție să te apuci de ea. Adică cine altcineva a mai crescut cu caviar? Băi, el, nu eu. Voi chiar ați venit să gătiți și să... sau doar ați venit să-l salutați pe Sorici? Băi, au gătit, mă! Am și gătit, dar am venit să-l salutăm... Am făcut puține documentare. Ei, ai grijă! Am venit să-l salutăm pe Sorin. Nu mai da de liană când îl salut tu pe Sorin. Bac, Eli deja a lăsat câteva frunze prin culise, ce să zic? Să ne grăbim că vine toamna, deci... și cad frunzele. Bă, dar care e ideea cu șurțurat? Păi șorțul ăsta l-aveam eu acasă și am zis că dacă tot vin aici să aduc puțin din... Nu, și... Și ideea e că eu, așa fi trebuit să arăt eu, dar... Post-COVID, probabil, ăsta e body dream-ul lui, cumva, da. Adică... Da. N-aș ști cum e, cu pandemie mănânci mult. Băi, eu am o întrebare pentru voi. Întrebarea sezonului. Da. Pentru toți. Chiar. În cazul în care mergeți mai departe, din ce echipă v-ați dori să faceți parte? Eu din echipa lui Sorin, că-l cunosc. Da, 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 uite, uite, el nu e de acord cu tine. Dar ce, mă? Ia mai crezut o frunză de la Lian. Eu cred că aș vrea să fiu în echipa lui Florin, pentru că îmi plac mai mult deserturile. Da, dar nu știe să facă deserturi. Cine? Alex. Cum mă, nu știu, mă? Ce desert? Bem un gin, învățăm să facem amândoi deserturi. Cum ne place să mâncăm, gata. Îmi place să le mănânce. Da, da, știu, da, mă, să știi cum e? Știe, dulcele, da, deschide apetitul pentru alte lucruri, așa că poți să înveți mai bine când ai ceva dulce la bord. Exact. Așa este, și asta e adevărat. Eu zic să le arătăm ce avem de arătat și să invităm, să-i chemăm în spate, da. Vă scoatem la un pahar de rom. Romul nostru preferat. Da. Vreți? Hai să vezi.